România avizată, de la anul vom merge în Statele Unite fără viză, suntem aproape de a bifa și ultima cerință tehnică, rata de respingere, care trebuie să fie sub 3% anul acesta. Vorbim despre un an fiscal, așa se calculează rata, în anul fiscal precedent intrării în programul Visa Waiver. Ne propunem să încheiem procedurile birocratice înainte de finalul mandatului actualei administrației Biden, spune Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite, după o întâlnire cu secretarul american pentru securitate internă. Visul american pe care mulți români îl au în minte poate fi un happy end după 20 de ani în care rata de refuz a fost aproape 10% an de an. Rata se calculează pentru vizele turistice și de business pentru anul fiscal american, care se încheie la 30 septembrie. În octombrie aflăm cifra. Vin ei la noi. România este în topul preferințelor pensionarilor americani care vor să viziteze Europa alături de Portugalia, Spania, Cehia sau Bulgaria, scrie Forbes. Le convine că pot trăi cu o treime din banii pe care i-ar cheltui acasă și faptul că, ce să vezi, nu le trebuie viză. Bucureștiul este pe locul 142 în topul costului de trai din 226 de orașe analizate de compania de servicii financiare Mercer. Uite, ce să vezi, Romanian Dream. Nici nu mă miră că vor să vină în România și în Europa în general față de american, în primul rând datorită costului traiului mult mai bun în România din punct de vedere financiar. Adică banii pe care ei cheltuiesc în America, aici îi cheltuiesc la jumătate. Cam asta este diferența. Și așa și călătoresc. Ce țară frumoasă avem. Să vină ei să-și cheltuiască banii aici la noi, mergem și noi să-i vizităm și ne întoarcem înapoi, da? Pentru că o să ne fie mai ușor în curând. Intrăm în programul Visa Waiver, nu mai trebuie să așteptăm de vize. Putem să mergem să trăim ușurel, așa, visul american, un pic din visul american, mergem un pic pe aici, pe acolo și ne întoarcem înapoi în țară. Visa Waiver e un lucru care extraordinar care ni se întâmplă, da? Dar cu ce te încurca faptul că trebuia să iei viză ca să pleci în America, dacă vrei doar să călătorești? În afară de faptul că, ok, acolo poate o să vii să-mi spui că... Birocratic vorbind, știi, dosar cu șină nu mai vrei. Așa nu mai vrei nici viză, cum nu mai vrei dosar cu șină. E mult mai ușor să intri, da? Intri în programul acela de verificare Visa Waiver, ești verificat instant în majoritatea cazurilor, da? Ai mers mai departe, ți-ai luat biletul, te-ai dus, ți-ai făcut vacanța, nu mai trebuie să dai bătăi de cap, să mergi prima dată, să-ți iei viza înainte să-ți gândești vacanța. Poate că nici nu știai dacă vrei sau nu să mergi în vacanță în America, dar trebuia să-ți faci viza prima dată, să stai, să dai interviu, să trăiești un pic cu emoții, că dacă o iau, dacă nu o iau și așa mai departe. De ce să nu o iei? Eu nu înțeleg chestia asta. Păi rata aia de respingere de unde fi venit așa puțin, mare? Că nu e pentru rata aia de respingere, nu e pentru cei care vor să meargă să călătorească, să stea o săptămână, două, trei în America și să se întoarcă în țară la joburile lor. Și știm foarte bine lucrul ăsta. Și de asta, așa cum premierul Ciolacu împreună cu ambasada Statelor Unite încearcă, au creat acel proiect, acel parteneriat prin care să atragă cât mai mulți oameni să-și renoiască vizele, oameni, nu știu, de la stat, am văzut la MEAI, au cerut să-și facă vize chiar dacă nu pleacă în America, tocmai ca să scadă această rată de refuz. Și eu te întreb acum pe tine, nu ți se pare că aceste cifre sunt umflate? Păi nu sunt umflate deloc, de ce să fie umflate? Ba chiar din contră, scoborâte, da? Pentru că ne trebuie rata de respingere. Cu niște oameni care oricum poate nu vor să meargă în America. Ce contează asta? Facă vize. Pentru a... În continuare avem aceeași problemă pe care o are România de 30-40 de ani încoace. Să dăm bine la cifre. Nu contează în ce fel, dar să dăm bine la cifre, să scădem rata și punct. Le faci bine oamenilor care vor să viziteze America. Sunt foarte mulți oameni care vor să viziteze America. Îți dau exemplu doar studenții care pleacă buluc așa în programele acelea de work and travel ca să vadă America. Ce fac? Se duc, muncesc, după banii pe care îi câștigă în America, îi cheltuiesc tot acolo în America.
America pe vacanțe. Vrem să vedem America, atâta toată. Atâta tot. Ne urcăm în avion că tocmai după o grămadă de ani, da, după decenii, avem și noi în sfârșit un zbor direct București-New York. Ne-am urcat în avion, am mers, am făcut un pic de plajă în California, am văzut New York-ul, poate dăm o fugă pe la Hollywood și ne întoarcem înapoi acasă. Nu facem niciun rău. Dar ne e mai ușor să mergem și noi să vizităm, să simțim un pic din gustul din... Eu știu ce cred că o să se întâmple. Vom avea un exod din nou, un exod al românilor care pleacă de data aceasta în America pentru a munci. Du-te-mă de deci, aici. Imediat ce am intrat în Uniunea Europeană și am putut călători în Europa fără pașaport, doar pe baza buletinului, asta s-a întâmplat. Du-te-mă și asta aici. Se va întâmpla și în America, pentru că noi românii știm că de altfel de mult timp tânjim la acest vis american. Pentru mine personal, să ajung să trăiesc în America nu este neapărat un vis, pentru că America are și abubele ei, nu curge lapte și miere pe străzile din America și știm foarte bine lucrul ăsta. Și eu cred că pe noi ca țară ne va dezavantaja în ceea ce privește locuri de muncă, forță de muncă. Noi vom aduce în continuare străini să muncească în România, pentru că ai noștri vor prefera să plece. Oana, nu o să pleci în America pentru că nu poți să fac asta. Visa Waiver este un program care ce face? Îți dă viză pentru turist și pentru business trip, da? Să poți să zbori ușor, să vezi America sau să rezolvi niște probleme de business, să te întorci acasă. Americanii nu sunt deloc oamenii care primesc așa pe toată lumea cu brațele deschise. Ba chiar din contră, știm foarte bine cât de restrânși sunt ei cu treaba asta cu migrația. Visa Waiver nu înseamnă neapărat că o să primești acord, da? În foarte multe cazuri ți-am zis, se primește acordul prin acel program instant. Dar sunt cazuri în care ei te iau un pic la puricat și văd cam care-i treaba cu tine. Plus că au date, da? Și știu de ce ar trebui să mergi sau să nu mergi în America. Și mai e o chestie. Faptul că ți-ai luat green-ul de la Visa Waiver, te-ai urcat în avion și ai plecat în America, nu înseamnă că o să intri în America. Pentru că nu te asigură nimeni că în momentul în care te dai jos din avion, acel ofițer de la graniță te lasă pe tine să treci în America. O să ajungi acolo tu cu gândurile tale. Lasă-mă să termin. O să ajungi acolo tu cu gândurile tale de a intra în America și a rămâi să muncești. O să te ia la niște întrebări de nu o să știi să pui răspunsuri și pe unde să scoți cămașa și te întorci frumos la casă. Deci ce spui tu mie este că și cu viză și fără viză tot riști să nu intri în America dacă ei la vamă nu vor să te primească în America. Dacă te duci ca turist, nu te refuză nimeni. Același lucru este valabil și în România. Când ajunge un străin, se spune pe aeroport în Otopeni și polițistul de frontieră îl vede că poate este suspect, poate este, nu știu, are niște trăsături care, să spunem că sunt asociate cu o persoană care este dată în urmărire internațională. Orice li se pare ciudat la o persoană, ceva care ridică semne de întrebare, polițistul are dreptul să nu te lase să intri în România. Da? Noi doar am creat chestia asta, că americanii, America care este plină numai de imigranți. Eu nu cred că mai există în acest moment un american jet pe jet în America. Eu vreau să-mi zici și da? Să mă faci să înțeleg. Mor pe chestia asta că nu te lasă să intri în America. De ce? De ce să ne fie teamă? Eu nu am nimic de ascuns, da? Niciun. Care este problema? Pe mine e frumos să înțeleg. Și nu mă deranjează să mă duc să fac interviu de viză și așa mai departe. Nu zic că mă plec imediat, am nevoie, că nu e ca și cum îmi programez vacanța în Statele Unite de pe o săptămână pe alta, ca și cum mă duc până la Veliko Târnovo în Bulgaria, nu? După viza Waiver poți să faci și treaba asta. E? Păi și acum, după ce ți-ai viza, știi că ai viza, după aia ai timp, că doar viza are 10 ani de diferența zile. Diferența e că nu mai trebuie să iei viza, vezi? Spune-mi okay, tu, dar spune-mi okay, concret. Bine, să zici că ăsta e un singur impediment. Ok, că trebuie să stai până ți iese viza, dar tu știi deja lucrul ăsta și îți calculezi timpul astfel încât să te, concret, să te încadrezi în timp. Deci spunem concret ce te deranjează la lucrul ăsta. Concret, să știu și eu, ce nu-i bine? Păi, ce mă deranjează pe mine, cum ți-am spus mai devreme, este faptul că că foarte mulți români vor alege să plece definitiv din România. Pentru că numai serioși. Asta vorbim de ani de zile, despre diaspora, despre faptul că nu mai avem putere de muncă, că ne pleacă specialiștii și studenții de-abia așteaptă să plece în Statele Unite odată cu aceste vize. Nu se vor mai întoarce și pe bune dreptate până la urmă dacă își găsesc joburi și așa mai departe. Nu știu, asta este părerea mea. Ți-aduc aminte că anul acesta am avut pentru prima dată prima lună în care s-au întors mai mulți români în țară decât au plecat. Și gata, o lăsăm așa, că văd că nu vrei viză. Te pun să ții viza ca să mergi la Sebastian. Vorbesc eu cu el acum, pentru că tu n-ai viză de vorbit cu Sebastian, da? Sebastian!
Spune-mi cât de mult contează reputația IT-știlor români când vine vorba de America. Avem o imagine bună în zona asta? Suntem mulți pe acolo, pe la Silicon Valley? Da, suntem foarte mulți. Românii sunt catalogați ca printre cei mai buni programatori din lume, deci atenție, din lume. Și chiar facem o treabă bună. Cumva, ca să intru puțin în chestia asta, de ce suntem catalogați așa? Pentru că avem gândire critică și cumva prevenim problemele, lucru foarte important în programare. M-ați atins foarte bine pe subiectul aici pe mine, pentru că eu, fiind ITist, acum ceva ani, am aplicat la viză și am fost respins. Deci, da, și mi-am luat-o recent, acum câțiva ani. A doua oară, a doua încercare. Ideea e că nu știu cât de mult contează chestia asta, pentru că eram specialist, lucram, aveam un job stabil, aveam casa mea și am fost refuzat. Cei de m-am bâlbâit puțin la interviu, dar nu voiam să rămân acolo. Deci cumva nu m-aș fi gândit să rămân. Vă dați seama că într-o mică sau mare măsură contează și chestia asta de chestia profesională. Pentru că ei când calculează, mă gândesc că și asumă un risc. Bă, ok, dacă omul ăsta rămâne acolo, ce e? Ce face? Nu face nimic în România? Sau e inginer software sau, nu știu, e antreprenor, are în România un business de milioane de euro și așa mai departe. Deci contează și asta. Dar în cazul meu, nu a contat. Și vreau să mai fac o mică paranteză. Atenție! America, vorbim de America. Visul american nu prea mai există. Ultima oară când am fost în America, credeți-mă, 90% din americani, ei nu își părăsesc zona, ei nu au bani să călătorească. Deci vă zic că România este o țară mult mai sigură și din multe puncte de vedere mult mai frumoasă decât America. Deci vă zic din perspectiva unei persoane care a fost acolo și foarte încheiat. Mulțumim, Sebastian. Vreau să merg și la Balaș. Balaș, ar mai trebui să mai credem în visul american? Ne trebuie, nu ne trebuie viză? Păi, ne trebuie viză celor care vor să vadă țara. Și este foarte imprevizibilă metoda și criteriile de selecție ale statului american pentru acordarea vizelor. Eu am o cunoștință, femeie singură, la 35 de ani, stă la chirie în București și a primit viza. Deci este, cum să spun, modelul perfect al omului care are tot interesul să rămână ilegal în Statele Unite și cu toate acestea a primit viza fără nicio problemă, s-a dus la New York, a văzut ce era de văzut, s-a întors fără nicio problemă. Deci nu cred că este așa ceva extraordinar să primești viză de mers în Statele Unite, bineînțeles, dacă vrei. Pe de altă parte, nu știu dacă să plâng sau să râd de fiecare dată când apare domnul Andrei Muraru în public, ambasadorul României la Washington. Deci de 3 ani de când e dânsul, cred că a fost numit în 2021, De 3 ani de când e dânsul ambasador acolo, de fiecare dată când apare în public, vine cu chestia asta. Mamă, gata, acum vis-a-vis-vă, frate, mergem în gașcă în America să mor eu. Băi, deci este complet nefondată chestia asta. Nu știm când se va ajunge la pragul și când se va coborâ sub pragul acesta de vize și de cereri refuzate, nici Andrei Muraru, nici Klaus Iohannis, nici Joe Biden, nici Kamala Harris, nici Donald Trump nu știe când se va ajunge sub acest prag. Deci haideți, domnul Andrei Muraru, să nu mai, nu știu, vopsim cai verzi pe pereți, să lăsăm oamenii în pace, să nu mai creăm această așteptare complet nefondată, da? Deci, domnule Iohannis, vă rog, cât mai sunteți acolo în funcție, puneți-l la punct pe omul ăsta, pentru că vorbește bazaconii și nu e bine ce face. Se termină și lui acuși mandatul și trebuie să și-ar dori și el să bifeze că a scăpat România de vizele americane. Da, dar vorbim aiurea, adică, nu știu, creăm niște așteptări așa, încă o dată, complet nefondate și fără nicio bază. Ești supărat tare, Bala, zici că n-ai nici Visa, nici Mastercard, da? Hai să, eu o iau așa prin Europa cu buletinul, aterizez la Madrid, Felix. Voi, până la urmă, ați cam descoperit așa America. Vă mai trebuie vize să mai ajungeți pe la ei?
Sincer, vreau să spun că foarte, nu știu de ce mai vrei să mergi în America când ai Europa lângă tine. Din multe puncte de vedere, Europa îți oferă mult mai multe avantaje, asigurări sociale, asistență medicală, chiar și dacă ești șomer. Concediu maternal. Da. Exact. Există o protecție socială mult mai puternică în Europa și mai multă securitate pe străzi, mă rog, depinde de zone. Există un sistem stabil. E adevărat că mirajul american, visul american, îi face pe mulți să-și dorească să ajungă acolo. Însă eu cred că ar trebui să uităm un pic de mirajul ăsta american și să ne dăm seama că de fapt emigrarea deja în momentul de față e o chimeră. Nu-ți vei atinge obiectivele dacă vrei să emigrezi acum din România. Ce se întâmplă acum 22 de ani când am plecat eu din România? Nu se mai întâmplă acum. Atunci salariile erau foarte mici în România, șomajul era foarte ridicat, toate fabricile privatizate pe sub masă lăsau sute de oameni fără joburi. Nu mai e aceeași situație. România este, poate, în multe aspecte, stă sau are o situație mult mai bună în anumite lucruri, în anumite zone, față de, chiar și față de Spania. Șomajul este mult mai mic decât în Spania. Prețurile la locuințe sunt mai mici. Deci, haideți să încheiem un pic cu această poveste, cu mirajul, pentru că, într-adevăr, ne este servită ca o vă dăm drumul în America, cum zice și Balaș, are dreptate. Deci, normal că nu o să ne dea voie să mergem în America dacă politicienii sunt primii care ne împing spre emigrare. Nu, eu aș vrea să aud acum, pentru că suntem, s-a deschis sezonul de vânătoare pentru voturi, aș vrea să văd politicieni români care vorbesc despre visul românesc, visul de a trăi la tine în țară, de a putea să de mândrie, nu neapărat de mândrie de a fi român, că toți au gura plină acum de cuvântul român, românesc, România. Nu, vrem noțiuni clare, proiecte clare și să ne mândrim cu chestii pe care le facem, nu cu chestii pe care le, nu cu, să o luăm tot așa, Nadia, Năstase, da? Deci să facem ceva acum, în epoca, în contemporaneitate.